Fiți atenți la ordinea pe care Pavel o prezintă, da? Prorocii, limbi. Prorociile Pavel arată foarte clar și în capitolul 14 că sunt mai mari decât limbile, da, în versetul 8. Afară dacă limbile sunt tălmăcite, acestea sunt daruri de revelație care trebuie să ducă la cunoștință. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Pavel arată foarte clar, chiar și în ordinea aceasta, care e scopul prorociei și a limbilor. Dacă eu mă strâng cu frații sau cu nu știu cine și mă apuc la vorbit în limbi, în ghilimele, da, cu ghilimelele de ricoare, eu pur și simplu abuz principiul funcționării darului vorbirii în alte limbi. Pentru că darul vorbirii în alte limbi a fost dat pentru a aduce cunoaștere. În cele mai multe cercuri în care se folosește acest pseudodar, nu aduce niciun fel de cunoaștere. Iar atunci când aduce cunoaștere, dacă pui 2 sau 3 sau 4 să tălmăcească vorbirea în limbi cu ghilimele de egoare, fiecare îți dă versiunea lui. Deci nu aduce niciun fel de cunoaștere. Dar Pavel spune prorocie, vorbire în limbi, cunoaștere. De două ori spune lucrul acesta. Prorocie, vorbire în limbi, cunoaștere. Versetul 1 și versetul 2 și versetul 8. Ăsta este scopul darurilor acestora. Prorocie și vorbire în limbi. De a aduce cunoaștere. Asta e funcția. Funcția n-a fost lăsată ca să fie practicată în privat. Atunci, uite, vorbesc în limbi pentru mine însumi. Fals. Nu acesta este rolul.